Ce voi vrei? Nu, să nu iese fum, s-a zis. Ăsta? Am nefere, în tentunul ăsta nu iese fum în vieți, în veci. Nu mai iese fum. Ia uite-l. Ia uite-l. Măi, că așa nu știe pe care să... Nici eu nu știam pe care că vreau să pornesc, nici eu nu știam pe care să mai apăs. Da, păi la mora. La mora le încurca mereu, nu nimerea deloc să le pornească. Păi erau și multe. Ce să mă... Erau și multe. Și săptămâna trecută, stând așa, știți că a fost niște zile mai friguroase, da, mai cu ceață. Da. A venit tot așa vecina să dă sănătate, dar și de peste drum, care ne ajută și pe noi. Și a văzut-o pe Ramona că stătea zgribulită de frig. Aici era frig. Deci șemineul dădea căldură doar cât băgai în el. Că fiind camera mare, el nu mai încălzea. Dar în rest nu ținea cald, nu se menținea și din cauza camerei. Și mi-a zis, măi Ramona, așa m-am gândit eu. Hai să vă fac, zice, o sobă. Hai să vă fac o sobă cuplită. S-a dus la o doamnă începtă de jos, tanti Luminița, mătușa de-a dânsei, i-a cerut o plită, i-a zis, zice, să-i spui lui Artur că dacă are de gând să dorme plita, soba să-mi aducă plita dacă nu mai ține soba, dacă nu, poate să o țină și 10 ani. Mi-a adus plita, cărămidă, știți că avem noi grămadă aia mare acolo, și ne-a făcut soba asta. Minunea asta de sobă, tunul ăsta. Asta e sobă fără fumuri. E soba oarbă, bagi orice în ea. Bagi de toate, și troașe, și cauciucul, și orice poți să bagi. Ca asta trage și duduie. Da, deci este simplă, uite. Asta și vede, uite. Deja arde focunii aici, uite. Doar o gaură, cât asta plita, să stea hornul pe ea. Da. Doar focul ea și trage burlanul sus. Teșa, dar nu înțeleg cum a fost făcută. Deci, primul pas, care a fost? Primul pas când s-a făcut soba asta, am liberat jos aici, am dat decopertator până la pământ și rigip și tot să nu cumva să ia foc ceva. A venit cu un rând de cărămidă roată așa, de jur împrejur, deci un pătrat așa. Da, am înțeles. Pe care a pus un strat de pământ, al rând de cărămidă, iar un strat de pământ, iar al rând de cărămidă până sus. Când a ajuns cu ea până aici, a umplut-o cu cărămizi, cu jumătăți, cu spărturile de cărămidă și cu pământ. Că nu puteai să faci focul tot mai jos acolo. Până pe aici a umplut-o. Și de aici în sus, faci focul. Dar nu e... Deci ia că te cam o săptămână aproape de când eu n-am scos cenușa din el. Pe cenușa unde se duce? Nu, a scos. Cenușa a scos în momentul când ajunge sus, dar nu mai e loc să bagi. Ah, când ajunge sus aici. Scos două, trei găleți o dată și te duci. Dar nu era nevoie de niște cărămizi speciale pentru sobă sau nu? Nu. Orice merge. Nu, orice cărămidă merge. Orice care să fie cărămidă. Știți? Și asta ține mai cald, adică și asta, da? Ține mult mai cald, adică se și vede aici. Bine. Observați ce căldură e, că se simte, da, căldura față de cum, da, era înainte. Mă gândesc că poate să mai ține mai cald acum că mai e și aia e dată cu spuma aici și termopanul o ține. Păi și aia contează. Este și că s-o mai închide și aici cu... Că vine și pe partea asta pus de ăla, pusă scârțâietoare, ca aici, pe peretele ăsta. Și ea... Pe ăsta nu pot să pun, că e soba și îl topește, aici nu pot să pun. Și ai legat ăsta la sobă, nu? Bă, ăsta al tău. Da. Mergea legat, nu? Recuperatorul care a fost aici și burlanul ei, păi da, știi ce am făcut? N-am scos burlanul de sus de acolo, decât pe ăsta l-am decuplat, dar ci? Ăsta a rămas în aer așa. Și în momentul când a făcut soba după el. L-a montat sus și a venit cu soba exact sub el și l-a pus să iasă, uitați, pe gaură de ochi. Da, am văzut. Pe gaură de la punochi de ăsta. L-a pus de a ieși fumul sus. Da, mai scoate fum? Nu, nimic. Așa merge. Cum nu scoate? Păi, deci tu faci focul în ea acolo? Fac focul în ea și niciun fel de fum nu scoate. Iese fumul pe hort. Înțeles. Uite, dacă îl lasă ăsta deschis, să fac o demonstrație. Nu, că lasă, nu, să nu... Nu. Ce voi vrei? Nu, să nu iasă fum, s-a zis. Ăsta? Am nefere, în tentunul ăsta nu iese fum în vieți, în veci. Nu mai iese fum. Ia uite-l. Îl bag și pe ăsta, uite așa, a? Vezi că acum sub bag lui nu întregi. Uite. Așa. Pun ăsta să vezi că o face ca locomotivă. Așa face. Asta când e vremea, reapare când e încesată vremea, face o treabă cu soba asta, de n-ai treabă. Uite, ai pus asta frumos înapoi și nu mai ai treabă. Uite. Bine, ai tu aici că poți să bagi orice așa, teoretic, dar nu cred că bagi... Am băgat. Ce-ai băgat? Am băgat niște Adidas de vechi, care vreme foloseam, și cauciucuri. Și nu dă miros? Nu, se duce plastic, trage burlanul. Ăsta mai trebuie unul sus. Da, știu de ce ai zis, să ai mai mult tiraj mai mare. Să vezi tiraj ce are. Da. Uite așa merge, uite. Vezi că scoate vreun fum? Nimic, uite. Nu scoate. Uite.
pământul ăsta e posibil să se crape prea rău, da, ceva? E posibil. Da, asta o să crape, dar o să fac, am pământ galben aici cu nisip și o să fac pământ galben cu nisip moale și o să dau cu gletiera și o să... Să-l mai îndreț, din când în când. E cald peretele, uite. Se încălzește peretele. Și la vară o să facem o sobă în felul următor. O sobă, deci practic asta plita o să rămână aici, și o să vină o sobă înaltă aici, cam așa, plus asta tip cizmă, știi? Faci focul pe aici și iese până asta sus. Am înțeles. Așa, și cealaltă e asta de aici, ai pus da, un colț ăsta. Da, de asta v-am dat, știți că v-am mai dat un mesaj, v-am zis că dacă cumva cunoașteți cu vreo familie mare, că n-are cu ce să încălzi, cu copii mulți sau mă știu eu cum sunt, și n-au cu ce să încălzi și n-au posibilitatea să cumpăr sobă. Știți că și mie mi-a prins bine când mi-a trimis doamna atunci 15 milioane să-mi iau soba când n-aveam, știi? Și știi că e o vorbă, că de unde dai Dumnezeu îți dă. Și dacă cunoașteți pe cineva mări care n-are cu ce să încălzi, noi cu toată plăcerea le donăm. Veniți, o luăm și vedem cum face și o ducem acolo. Mamă, dar ce căldură de soba. Vedeți ce dobărește? Da. Și ăsta ține loc de fumuri, practic. Uh-huh. Că focul se plimbă pe fiecare spiră de asta și pleacă afară. Risc de incendiu ceva? Nu. Teoretic nu, nu are cum să... Nu, are nu cum. Că e asigurat sus bine aici, să fii, te-ai pus cărămiși din nou înapoi, iar am lipit bine cu cărămiși sus. Nu există risc de incendiu. N-are cum. Așa, și asta zici că dacă se găsește cineva, dacă să îi dai. Cineva care are nevoie... Da, ea funcționează, nu? Da. Și ce e? Ce donezi? Doar ăsta, nu? Mai e Șemineu, nu mai are altceva. Așa ai luat totul. Așa am luat așa totul. Așa ai luat totul, da. Da. Da, nu, că facem o căldură mai mare asta, nu se compară cu aia. Îi face pentru că și aici automat îți trebuie o sobă mai mare, pentru că e camera mare și soba mică, ce făceai cu ea? Păi da, și aia făcea căldură doar cât băgai în ea. Cât băgai în ea. Că ne fiind camera izolată, așa s-a întâmplat, domnul Răzvan. Păi, luminile stinge, nu e frumos așa? Păi, frigat. Sistemul aici... Și uite, poți să ieși cu camera, pune camera sus în tavan. În holul ăla, să vezi că s-a prinde neonul acum, când a prins, s-a prinde un neon sus. Ia. S-a prinde și neonul. Vezi? Ei, acum să stinge. Dar asta mai merge și becul ăsta? Da, acum, ia să-l vezi. Păi nu, dar de ce l-a mai pus și neon? Păi, uite. Merge și ăsta, da. Și neonul, uite. Seara șastea. Toată noaptea s-a aprins așa. A, ziceai tu că le lași aprinse până să... Până dimineața la 8. Azi la 8 le-a spus. Bine, acum a fost și cald, a fost și soare. A și fost, da. Ți-a încărcat bine. Da, să vedem. Da, uite, la altă seară a fost lumina mai slabă. Da? A fost mult mai slabă lumina, ultima. Ție-ți place când bătură Ramona? Cine ce că Ramona mea nu face treaba și că doarme tot timpul. Nu doarme tot timpul. Stai că... Și o zile când nu se simte bine și atunci i-a spus, nu te simți bine, nu mai facem. Păi bineînțeles, da. Nu mai face, gata, stăm pe loc. Și aici, eventual, o să venim la anul, vedem cum. M-am gândit, lăsat holul ăsta așa, că tot l-am făcut, eu mă gândeam că și aici ar merge făcut ceva ca un fel de aplecare așa în fața eu, știi? Și plecat aici, încoace așa cum cu o cameră, uite aici, la anul, pe loc unde suntem noi aici. Da, bine, te mai gândești tu până la anul, poate, da. Și bineînțeles că și vestita terasă. Da, nu mai luăm iar cu terasă. Nu mai numărăm iar cu pașii până curte, că o știu ca pe... Hai, unu, doi, numai... Am numărat curtea asta, Artur, în lung și în lat. Deci, în orice caz, cum ați venit acum, eu cred că ne-ați găsit mult mai bine, nu? V-am găsit mult mai bine. Bine, Artur, ne vedem data viitoare. Cu firma de rufe care v-ați mai încurcat de ea, dar nu-i problemă. O pui, trebuie să o pui înapoi, nu? Trebuie să o lege înapoi. Da, o lege înapoi, trebuie să o nădesc, am tăiat-o. Și ăla, nu, mai zis că îi mai trebuie o prelungire un pic la da. Ăla, să ducă un pic mai sus. Stilul ăla, burlanul, da. Păi uite, burlanul se vede. Se vede, da. Se vede, este fumul. A, nu, este doar... Asta este secretul ăsta, fără fumuri. Că? Nu prea scoate fum decât când faci focul la început. Pormaia nu mai scoate fum. Fumul se transformă în dogoare, într-un abur, așa. Nici nu se vede când ești pe burlan, nici nu știi că faci foc. Și asta cum se numește? Sobă oarbă, ai zis tu? Sobă oarbă, sobă oarbă, fără fum. Și ușor de făcut și ține baba că... Orba. Baba orba. Da. Veni să vă fac dumneavoastră una acasă. Și n-ai făcut totul, nu știu să faci tu, neapărat. Nu te-ai ajutat, spui... Mi-era teamă că nu iese. Că nu iese. Că nu iese, de-aia m-a ajutat. Bine, Artur, serios. Ne vedem data viitoare cu noi și noi. Cu noi și noi și noi, tot ai noștri. Cu noi și noi, investiții. La revedere. La revedere și o zi bună vă doresc și numai bine. Și stați aproape că n-aveți ce pierde. De cât timp? Da.